Luca, capitolul 10, versetul 16. Cine vă ascultă pe voi, pe mine mă ascultă, și cine vă nesocotește pe voi, pe mine mă nesocotește. Iar cine mă nesocotește pe mine, nesocotește pe cel ce m-a trimis pe mine. Scapă de respingere. Viața ne învață că uneori vom avea parte de respingere. David a avut parte de respingere, Pavel a avut parte de respingere, chiar și Isus a fost respins. Așadar, când ai parte de respingere, deoarece vrei să faci ceea ce te îndrumă Dumnezeu să faci, atunci faci alt fel de lucruri decât cei din jurul tău. Nu te descuraja, pentru că te afli într-o bună companie. Când am început eu să le vorbesc oamenilor, mă simțeam nesigură pe mine și am avut parte de critici și respingere. Uneori mă simțeam foarte descurajată. În cele din urmă, Dumnezeu i-a spus Duhului meu: Eu sunt Cel care te-a chemat. Nu-ți face griji cu privire la ceea ce cred oamenii. Dacă o faci, vei ajunge să te îngrijorezi toată viața, pentru că diavolul va găsi mereu oameni care să aibă o părere proastă despre tine. În Faptele Apostolilor, capitolul 28, primele 5 versete, când a fost mușcat de un șarpe, apostolul Pavel a scuturat pur și simplu șarpele de pe el și nu a avut parte de nicio neplăcere. Exact la fel putem proceda și noi cu respingerea. Când suntem aproape de Dumnezeu și ne găsim identitatea în El, nu în ceea ce cred alți oameni despre noi, ne putem descotorosi de orice ar încerca să ne descurajeze. Indiferent cu ce situație te confrunți azi, teamă, respingere, descurajare, dezamăgire, singurătate, descotorosește-te de aceasta și mergi mai departe. Chiar și când ne resping oamenii apropiați nouă, putem lua decizia de a merge mai departe și de a împlini chemarea pe care am primit-o de la Dumnezeu.